Doliu printre artiști. După ce Giovanni Mazza, un artist cunoscut, originar din Roma, dar rezident de ani de zile în Liguria și în ultimii ani în Borgo Verezzi, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Înainte de pensionare a lucrat ca tehnician de autostrăzi, dar arta a fost întotdeauna motivul său de viață, de tânăr. A fost remarcat de pictorul Ferrazza și a primit de la el primele învățături în studiul figurii. Sub îndrumarea maestrului Bepasenza și-a început apoi activitatea expozițională. În cadrul expoziției de arte figurative din Roma și Lazio a primit medalia de argint. De-a lungul timpului, printr-un studiu personal atent, el și-a aprofundat propriul limbaj pictural care a favorizat temele vieții umane. Din anii 1980 până acum câțiva ani, pictase în jur de 100 de pânze cu figuri umane, peisaje și naturi moarte, care au primit zeci de premii și au fost expuse în Franța, Austria și în Italia. Foarte sensibil la problemele de mediu și mereu în căutarea profunzimii umane, Mazza a susținut că operele de artă trebuie să poată comunica clar și direct cu publicul, fără a toca cuvintele, pentru a fi întotdeauna înțelese.